Rămuș în penultimul meci al galei noastre de la Năsăud. De Rămuș este deja Enric, iar acesta este Ion. Meci de kickboxing așadar pentru Pascu. Iar în ultima perioadă luptă în MMA, de fapt este sportul care îi se potrivește cel mai bine. Luptă în Bama, abia a câștigat prin knockout în Bama 13, dar înainte să ajungă în MMA a luptat în toate disciplinele de luptă, a luptat în ușu, a avut și meciuri de kickbox. La fel în ușu a fost de-a lungul timpului considerat ca fiind unul dintre cei mai buni sportivi la categoria sa. Și teoretic el este marea vedetă a acestei serii, sportivul cu cele mai bune rezultate. Dar în seara asta luptă în kickboxing, acolo unde Dărămuș ar putea să aibă o șansă, fiindcă Dărămuș este fost boxer, a fost campion național de box, are mai mult de 100 de meciuri la amatori. Asta ar fi șansa lui împotriva lui Pascu, și anume să se folosească de tehnica de braț, să nu lase pe Pascu să lovească combinații braț-picior, dar Pascu este foarte, foarte experimentat și asta s-ar putea să spună cuvântul. Pare mai masiv, mai solid, mult mai bine legat Pascu. Este, e fost luptător. Toți luptătorii sunt mai masivi decât kickboxer. Lovituri tari pe începutul rundei trimise de Pascu. Două low kick-uri interioare, răspunde și de Rămuș pe măsură. Pascu are short negru cu violet. Cu short signature Alistar Overeem este de Rămuș. Bună lovitura de picior la cap al lui Pascu! Knockout-ul serii. Iar Marcus Bela se uită pe pereți, trebuie să-i... Eu nu știu ce au învățat la cursurile de arbitraj acești oameni. Era clar că e out, era cu capul pe parte. Nu știu, parcă Marcus Bela nu ar fi fost luptător. Ce lovitură de picior a prins. E incredibilă execuția lui Pascu. Nici o problemă, știa deja că e out adversarul. Dar Rămuș nu și-a revenit, e în caut. Nici 30 de secunde era durat lupta. E în caut și va sta mult pe ring. Ar trebui să-i imobilizeze gâtul, fiindcă lovitura a fost extrem de puternică, i-a dat capul pe o parte. Diferența e exagerat de mare între cei doi. Fii atent cât de ușor a intrat lovitura de picior la cap lui Pascu.